Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție din Frontierele Cunoașterii, la 6 TV, care nu este doar televiziunea sufletului tău, ci este singura televiziune care își permite minunăția aceasta de a oferi, prin toate emisiunile ei, cunoaștere tuturor telespectatorilor. Este o binecuvântare, mai ales că noi oferim această cunoaștere în mod total necondiționat. De aceea și emisiunile mele și ale colegilor mei pot fi urmărite nu numai la televizor, ci și online, urmărind canalul nostru de YouTube sau intrând, dacă vreți să vedeți emisiunea mea, pe canalul meu de Facebook, unde puteți să urmăriți emisiunile mele, să le dați like, share și, mai presus de toate, să luați notițe din tot ce am de zis. Astăzi mi-am propus, la cererea dumneavoastră, de fapt la cererea multora dintre dumneavoastră, să abordez o temă care pentru mine este baza, este una dintre cele mai dragi teme sufletului meu, pentru că este cea care mi-a deschis ochii către spiritualitate, mi-a deschis ochii către faptul că, dincolo de lumea tangibilă a materiei, mai există și altceva. Și acest altceva mi-a adus în viață o sumedenie de împliniri și bucurii, la fel cum sunt convins că vi le-a adus și dumneavoastră. Astăzi vreau să vorbim despre o comparație scurtă, fără să avem pretenția, știu eu, dialectică de a face o filozofie în adevăratul sens al cuvântului, o comparație între filozofia budistă și filozofia stoică. Stoicismul este o ramură filozofică care, din fericire, are început să reînvie în ultima perioadă, care își are originea în vechime, în munca de cercetare filozofică a lui Zeno și în munca lui Epictet și a împăratului Marcus Aurelius, care e unul dintre cele mai cunoscute figuri ale stoicismului. Stoicism care se dezvolta simultan cu tradiția filozofică budistă, dar la capete opuse ale terei și fără să aibă o coordonare sau o legătură nici măcar comercială între zone, iată și filozofia budistă a funcționat și funcționează în continuare pe aceleași principii ca cele ale filozofiei stoice. Când eram foarte tânăr și am intrat în acest domeniu al spiritualității, prima oară, așa cum v-am mai povestit, am dat nas în nas cu filozofia budistă și m-am îndrăgostit de ea nu doar din pricina ritualurilor, mantrelor sau metodologiilor aplicate, ci mai mult din pricina filozofiei, care, pe cât de simplă de înțeles, foarte grea de aplicat. Vă zic doar despre detașare. Cât de ușor e oare să te detașezi de problemele pe care le are lumea? Cât de ușor este oare să te detașezi de problemele pe care le ai tu? În teorie e foarte frumos, în practică e mai greu. Și atunci, după ani de zile de studiu mai mult teoretic al budismului, am ajuns la concluzia că am nevoie de o abordare practică. Și căutând și cercetând, am ajuns să mă întâlnesc cu profesorul Giovanotti, care în continuare activează în acest plan material și care m-a introdus în minunata filozofia a lui Albert Ellis, în filozofia rațional-emotivă, care, deși menită în mod primordial să trateze tulburările de anxietate, de panică și depresie, tulburările de adaptare sau anxietate socială, fobii și toate cele din spectrul acesta, la bază are și funcționează prin prisma filozofiei stoice combinată cu cea budistă. Și uite, așa mi s-a deschis mie portița prin care am descoperit că stoicismul venea și oferea o abordare practică la teoria atât de frumoasă și de fascinantă pe care o propunea budismul. Și în acel moment am considerat și am conștientizat că doar combinând aceste două abordări poți ajunge mult mai rapid la o conștientizare a naturaleții traiului vieții. Pentru că viața, să știți, din punct de vedere spiritual, nu e menită să fie grea. Viața este menită să fie trăibilă, viața e menită să fie suportabilă, cel puțin, viața e menită să fie frumoasă, iar lecțiile pe care viața ni le oferă sunt menite să ne facă mai buni. Știu. Sunt foarte multe situații în viață în care avem durere, avem suferință,
Avem trăiri antagonice cu cele pe care ni le-ar da dorințele noastre împlinite. Însă până și aceste trăiri negative, să spunem așa, au întotdeauna și o latură pozitivă. Să nu uităm niciodată principiul polarității, care spune că niciun lucru nu este rău sau bun, ci fiecare lucru conține în esența sa potențialul ambelor polarități, la fel și experiențele noastre de viață. Și atunci, prin intermediul stoicismului și a budismului, am reușit și sper că reușesc în continuare să fac în așa fel încât să transmut, să alchimizez în mod natural evenimentele și fenomenele negative care se întâmplă inclusiv în viața mea, pentru că și eu am o viață ca orice alt om, și să văd și să concentrez și să storc din ele tot ceea ce este mai bun. Pentru că, invariabil, datorită legii ritmului, viețile noastre, așa cum v-am mai învățat acum multe ediții, sunt sinusoidale. Binele și răul alternează în funcție de percepția noastră în momente mai puțin sau mai mult delicate ale vieții noastre, astfel încât noi să putem nu doar să învățăm anumite lucruri, ci să ne și transformăm. Pentru că viața e o școală, e o școală de dezvoltare personală a spiritului, e o școală în care noi trebuie să profităm la maxim de fiecare carte care ni se pune pe masă. Iar cartea suferinței, chit că este o carte grea, este una din care noi putem învăța foarte mult. Și fără să mai lungim atât de mult introducerea, haideți să vedem cu ce se mănâncă stoicismul și budismul. Înainte de toate, vă recomand să citiți. E destul de greu să citești cărți despre budism, pentru că majoritatea cărților despre budism sunt destul de stufoase, sunt destul de teoretice, intră foarte, foarte mult în teorie până când să ajungi la practică. Iar marea ispită cu budismul pentru mulți pe care i-am întâlnit și eu este că au tendința să sară direct în mantră, au tendința să sară direct în practică, ceea ce este destul de nerecomandat fără să știi înainte teoria. Și atunci, pentru partea de teorie, dar și de practică imediată, vă recomand anumite lucrări de stoicism pe care, credeți-mă, le recomand cu cea mai mare iubire și cu sufletul deschis și sunt convins nu numai că nu veți regreta lectura lor, însă de îndată ce le veți fi terminat, veți avea capacitatea să vă transformați viața într-una mult mai bună. Și în primul rând, cea mai importantă lucrare, care deși a fost scrisă acum mii de ani, o să vedeți că este actuală, de zici că a fost scrisă ieri, se numește Manualul și este scrisă de Epictet. Epictet, acesta un mare filozof stoic, a scris aceste discursuri sau acest manual al său, este publicat și în limba română la o anumită editură, puteți să-l găsiți în librării. O să vedeți de la primele rânduri că vă va captiva prin tangibilitatea și realitatea adevărurilor pe care le oferă. În primul rând, el vă pune față în față cu conceptele cele mai dureroase pe care noi putem să le trăim în viață, cu conceptul de pierdere, de exemplu, cu conceptul de nevoie, cu conceptul de boală, cu conceptul de moarte, cu conceptul de despărțire, conceptul de suferință, conceptul de durere, și taie și disecă toate aceste concepte, astfel încât până ce termin capitolul ajungi la concluzia că unele lucruri se întâmplă, însă noi de fapt suntem cei care hotărâm cât de multă emoție vrem să oferim acelor lucruri care se întâmplă. Pentru că, sigur, noi putem avea o nevoie, noi putem percepe că avem o nevoie, dar, vedeți, Epictet vine și se întreabă, oare chiar am nevoie? Oare chiar trebuie? Epictet este primul filozof care a spus un lucru care pentru mine a rămas motto. Nimic nu trebuie. Nimic nu trebuie este o zicală de-a lui Epictet și o veți regăsi în acest manual de discursuri ale sale. Ce înseamnă acest lucru? Mi-aș dori să am un telefon nou, performant, să spunem, da? Am auzit azi pe cineva. Însă nu trebuie să am acel telefon. Poate că ar fi frumos să-l am. Mi-aș dori să-l am. Mi-ar aduce știu eu ce beneficii. Însă cu siguranță nu trebuie să am acel telefon. Nu este o obligativitate. Mai mult, există oameni care spun trebuie să am acel telefon pentru că dacă nu o să-l am, o să mă simt îngrozitor sau viața nu o să mai fie atât de bună sau o să fiu atât de trist. Sau sunt oameni care pur și simplu sunt bosunflați și întreb ce ai, de ce ești supărat pentru că nu am acel telefon. Vedeți, noi
transformăm o dorință într-o nevoie și o nevoie o transformăm într-o condiționare, astfel încât lipsa unui lucru pe care mi-l doresc se transformă într-o suferință pe care eu o perpetuez și asupra altor capitole din viața mea. Oare chiar merită, de exemplu, continuând metafora cu telefonul, să-ți strici o zi sau o săptămână sau o seară sau o lună întreagă pentru că nu ai acces la acel telefon pe care tu ți-l dorești? Cu siguranță nu merită. Da? Ei bine, și Epictet o să vă dea tot felul de astfel de exemple și o să conștientizați până la finalizarea lecturii, care nu e foarte lungă, că atât de multe suferințe pe care noi le-am trăit ar fi putut fi mult mai mici. Pentru că noi, și budiștii spun asta, și stoicii spun asta, avem acest dar sau blestem, mai bine zis, de a face din țânțar armăsar legat de suferințele noastre. De la o suferință care este și nimeni nu poate să o nege, noi avem puterea să facem din ea o chestie atât de mare și atât de puternică, încât nu știm cum să ne descurcăm cu ea. Până și un divorț sau o despărțire este o suferință. Însă, vedeți, cum zice și Epictet, dragă, dacă te-ai despărțit, ți s-a terminat relația, nu viața. Vedeți, mulți oameni în momentul în care trec printr-o despărțire se comportă de parcă gata, ăsta este finalul, ăsta este sfârșitul, viața mea s-a terminat, nu pot să trăiesc fără Gigel sau fără Gigica, ce mă fac, vai de mine. E, și budismul vine aici împreună cu stoicismul și zice așa, această stare de suferință pe care o trăiești vine din faptul că ai dezvoltat un atașament. Noi îi spunem popular obișnuință. Dom'le, ne-am obișnuit să fie cineva ăla în preajma noastră, chit că cinevaul acela ne producea suferință. Este totuși obișnuința. În momentul în care ceva care a stat lângă noi un an, 2, 3, 5, 20 dispare, indiferent de circumstanța prin care dispare, că pleacă, că e un divorț, că e un deces, că este ce-o fi, noi simțim acel vid, noi simțim acea lipsă. Și această lipsă, noi avem tendința, datorită unui masochism extraordinar pe care îl avem înăuntru nostru ca ființe umane, să-l umplem cu suferință, în loc să umplem respectivul vid cu amintirea a tot ceea ce a fost frumos, cu toate trăirile care au meritat de-a lungul respectivilor ani, cu tot ceea ce a fost frumos, care poate să crească și să genereze în viitor ceva și mai frumos. Și toate astea vin, zice budistul, din noțiunea de permanență. Noi avem senzația că de îndată ce ceva ne face fericiți, ar trebui să fie permanent. Ei bine, nimic nu-i veșnic, zice Epictet. Nimic nu-i veșnic înseamnă că nici măcar fericirea nu e veșnică, dar nici măcar suferința. Și atunci noi baleem în această sinusoidă de plus și minus, de bine și rău, de fericire și nefericire, de împlinire și neîmplinire. Însă, dacă vrem să ne manifestăm latura maestrului nostru interior, ar fi de recomandat, sub nicio formă n-ar trebui, nu? Ar fi recomandat să conștientizăm că cel mai bine este să ne bucurăm de acest moment, de aici și acum. Dacă acum îmi este bine, dacă acum sunt fericit, eu știu că această fericire nu poate să fie la aceeași intensitate pe veci, în veșnicie, ok? Dar eu știu că acum sunt fericit. Această trăire aici și acum, de care cu siguranță ați auzit, de cel be here now, care vine din budism și din stoicism, se referă exact la acest lucru. Având în vedere că nimic nu este veșnic, trăiește clipa. Trăiește clipa, bucură-te de acest moment ca și cum ar dura o eternitate. Și atunci vei putea să-ți perpetuezi această fericire, vei putea să-ți perpetuezi această stare minunată un timp mai îndelungat. Iar în momentul în care trecem prin suferință, e bine, iată și aici ceva care vi se va părea extrem de ciudat, însă este real. Până și aici, stoicul vine și recomandă, trăiește clipa. Învață din ea. Pentru că dacă treci peste o lecție din punct de vedere spiritual, ai învățat-o, ai bifat-o, universul nu ți-o mai aduce înapoi. De multe ori repetăm anumite tipuri de suferință.
tindem să suferim în amor, de exemplu. Intrăm în relații cu același tipar de persoane. Intrăm în afaceri și colaborări cu același tipar de persoane. Tindem să facem același tip de greșeli sau alegeri stupide. Ei bine, când vedeți că ceva negativ tinde să se tot repete în viață, înseamnă că noi nu i-am dat atenția cuvenită. Nu am învățat din acel fenomen care s-a întâmplat ceea ce trebuia noi, și aici am spus trebuia, atenție, să facem astfel încât să scăpăm de acea lecție. Dacă trecem printr-o anumită suferință, cheia este să o trăim, să o analizăm, să o disecăm, să o transformăm în iluzia care este ea de fapt. Pentru că orice problemă nu este decât preludiul unei soluții, iar orice suferință nu este decât o iluzie. Pentru că din suferința pe care noi o simțim referitor la anumite lucruri, de cele mai multe ori doar un sâmbure, 1, 2, 5% este reala suferință. Restul de 95% este adaosul nostru pe care îl punem acolo, sarea și piperul pe care le creăm cu mintea noastră. Pentru că mintea noastră este cea mai puternică armă și cea mai tăioasă sabie pe care o avem în arsenal. Și budistul și stoicul sunt de acord la acest capitol. Din această cauză știm bine că în budism majoritatea, dacă nu chiar toate, practicile lor spirituale pornesc și se bazează de la modul de funcționare și de reparare al minții noastre. Totul este minte, spune și Hermes Trismegistus. Totul este minte, spune și budistul. Totul este minte, spune și stoicul. Ori știe ei ceva, domnilor, dacă în trei colțuri ale lumii astea, mă rog, care e rotundă și nu are colțuri, dar nu mai contează, avem aceeași viziune, avem aceeași părere, poate că totuși acești înțelepți știu ceva. Poate că acești înțelepți și-au dat seama de ceva și au ajuns la concluzia că totuși este bine să luăm în seamă această natură fundamentală a minții. Și ca să trecem la următoarea recomandare, pentru că de această dată ne ocupăm de filozofie, nu întotdeauna trebuie să învățăm exerciții, practica, să știți că poate să reiasă și prin ascultare. De aceea transmisia cea mai bună este transmisia orală. În momentul în care asculți cunoașterea, este mult mai ușor să o internalizezi. Următoarea recomandare este o altă carte care și ea se regăsește în limba română, tradusă la o anumită editură. Este scrisă de Marcus Aurelius, marele împărat roman, și se numește Meditații. Da? Deci sunt Meditațiile lui Marcus Aurelius. Este o carte pe care cred că am citit-o de cel puțin câteva ori și o să vedeți că și dumneavoastră o să o citiți și o să o recitiți, nu numai prin faptul că este scrisă într-un mod atât de ușor și atât de frumos și atât de fluid, ci pentru că este scrisă într-un mod extrem de personal. Marcus Aurelius, da, ca împărat roman, ca orice împărat roman, avea obligația de familie ca în fragedea lui pruncie să se formeze și să învețe tot felul de științe, științe naturale, matematică, dar și filozofie. Iar în filozofie el a avut marea șansă să fie chiar elevul lui Epictet, printre alții, și să învețe de la el arta filozofiei stoice. Și Marcus Aurelius avea această plăcere să-și noteze periodic, aproape zilnic, într-un jurnal de-al lui, anumite trăiri, anumite experiențe și anumite concluzii la care el a ajuns odată prin învățăturile primite de la maestrul său, cât și prin, până la urmă, funcția de împărat pe care a avut-o atâta timp. A fost unul dintre cei mai longevivi și prolifici împărați romani și se consideră că stoicismul a avut un mare rol în această longevitate imperială pe care a avut-o Marcus Aurelius. Și iată, în aceste meditații ale sale, el vorbește despre aceleași subiecte, însă într-o manieră mult mai personală. O să aveți senzația că, citind această carte, aveți în față un prieten care vă vorbește cu cea mai mare căldură și, pur și simplu, citind-o, vă veți transforma. Puțină lume știe că Marcus Aurelius era și un inițiat în tainele spirituale și în momentul în care el a scris această carte, să știți că el nu a scris-o pentru public, el nu a plănuit
bănuit nici într-o mie de ani cumva ca ea să devină publică. Ea era un fel de jurnal de bord al funcționării minții lui. Era grimoarul lui, era jurnalul lui în care scria pentru el. Și atunci una din intențiile pe care Marcus Aurelius le-a avut a fost ca atunci când el citește din acel jurnal să se trezească, să devină limpede în mintea lui, mintea lui să câștige claritate, putere și concentrare. Și această intenție, timp de 50 de ani cât a stat el să lucreze la acest jurnal, vă dați seama că s-a acumulat și a dat naștere unei forme gând extraordinar de puternice, imposibil de înlăturat, care este de o beneficitate extraordinară și care însoțește, spun eu, inclusiv traducerile acestei minunate lucrări. Și de aceea veți avea clar trăirea și senzația în momentul în care veți citi meditațiile lui Marcus Aurelius că ceva în voi se schimbă în bine, că reîntineriți mental și că claritatea gândirii voastre se resetează și devine extraordinar de strălucitoare. Da? Vă recomand să citiți și această carte. Sunt singurele două cărți despre stoicism pe care vi le recomand. Și mai departe, bineînțeles, vă recomand să citiți paralelele dintre stoicism și budism aplicate în terapia anxietății, panicii și depresiei, lucrări scrise de Albert Ellis. Multe dintre ele se găsesc traduse și în limba română, altele nu, însă veți putea găsi pe internet o sumedenie de material. Pentru că o parte dintre dumneavoastră mi-ați scris despre faptul că aveți tot felul de frici, că aveți tot felul de anxietăți, de panici și până la urmă, dacă de frică poți să te mai ocupi pentru că frica este, dar e controlabilă, pentru cei care suferă de tulburare de anxietate și panică, lucrurile sunt un pic mai dificile, pentru că acea frică e una paroxistică, care nu se poate controla în primă fază, dar care de fapt este deosebit de simplu de anihilat în momentul în care avem tiparele corespunzătoare și necesare de gândire. Pentru cei care, dacă e cazul, vă încadrați în anxietate și în panică și în melancolie și depresie, lucrările lui Albert Ellis vă garantez că sunt un plasture de lumină care vă va ajuta extraordinar de mult. Iar dincolo, despre doctrina budistă, puteți să citiți o grămadă de lucruri. Avem și noi o grămadă de traduceri, na, esența doctrinei budiste, de exemplu, citiți Gonsar Rinpoche, citiți, de exemplu, Comorile Dharmei. Sunt o grămadă de lucrări care vă introduc în tipul de gândire budistă. Însă eu vreau să vă recomand un exercițiu, până la urmă, mental, nu este un exercițiu ritualic, nu este un exercițiu magic, deși rezultatele acestui exercițiu produc rezultate magice la nivelul minții noastre, la nivelul comportamentului nostru și la nivelul modului în care noi raționalizăm lumea. Și o să vă recomand acest exercițiu foarte simplu după ce vom trece de pauza publicitară, dar până acolo e bine să știți că noi suntem destul de programați de mediu, de media, de părinți, de bunici, de creștere, de educație, de toți oamenii cu care intrăm în contact și cu cât îi plasăm pe un piedestal al autorității, pozitive sau negative, cu atât, știu eu, dictonurile și lucrurile pe care aceste persoane le zic devin ștampile adevărate în mințile noastre. Da? E periculos să ieși seara pe stradă. Dacă aude copilul chestia asta de la părinți timp de 7-8 ani de zile, va trăi cu anxietate socială spre agorafobie dacă iese seara pe stradă, de exemplu. Sau am avut un caz al unei doamne care avea probleme în amor, nu reușea să-și găsească de fel un partener și îmi spunea că mămica ei, de când își aduce ea aminte și până pe la vârsta de 10-11 ani, a tot spus, îi spunea în fiecare zi, bărbații sunt porci. Păi, dacă auzi bărbații sunt porci 10 ani de zile în fiecare zi, e foarte posibil să ajungi la concluzia că bărbații sunt porci și toți bărbații cu care intri în contact să se comporte conform tiparului întipărit de mamă în cazul acesta.
Ei, toate aceste programe, să știți că se pot curăța prin psihoterapie, se pot curăța prin, știu, hipnoză și așa mai departe. Însă, atât stoicii, cât și budiștii, cât și, iată, Albert Ellis, care a fost, până la urmă, contemporan cu noi, din păcate a trecut într-o lume mai frumoasă acum ceva ani, sunt de acord că, aplicând principiile stoice și budiste, combinate într-un mod special, noi putem să scăpăm de aceste programe mult mai repede. Și cititul, sunt toți de acord că este o metodă nu doar viabilă, ci extrem de eficientă. Din cauza aceasta, din perspectiva filozofiei stoice și din perspectiva budismului, avem o nouă știință a învățării care se numește biblioterapie. Biblioterapia este transformarea terapeutică sau autotransformarea terapeutică pe care noi o obținem în momentul în care citim cărți transformative. Și la nivel mondial și inclusiv Asociația Americană de Psihoterapie, Asociația Internațională de Psihanaliză, Asociația Franceză de Psihanaliză, care e cea mai mare din lume, între noi fie vorba, și culmea și Organizația Mondială a Sănătății au fost de acord că sunt acceptate trei tipuri de scrieri viabile demonstrate prin studii că au efect de biblioterapie. Acestea sunt lucrările stoice ale lui Epictet, ale lui Zeno și ale lui Marcus Aurelius, care prin studii statistice s-a demonstrat că au reușit să scadă anxietatea, panica și depresia cititorilor. Lucrările despre teoria budismului, care de asemenea au reușit să trateze o grămadă de lucruri. Lucrările lui Albert Ellis despre practica rațională emotivă, care au un adevărat rol extrem de bine documentat și cercetat statistic, și, nu în ultimă instanță, o altă categorie de lucrări absolut deosebită, lucrările de psihologie cognitiv-comportamentală ale lui Beck. Dar despre toate acestea și un picuț de exercițiu de practică după o mică și scurtă pauză publicitară. Ne revedem în curând. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze, sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți să merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați. Bine v-am regăsit după această scurtă pauză, dragii mei. Așa cum v-am promis, vreau să vă propun un mic exercițiu mental, un mic exercițiu care se practică foarte mult atât în școlile budiste cât și în cele stoice și a fost redescoperit și adaptat de Albert Ellis. Un exercițiu care, dacă este practicat corespunzător și cel puțin atunci când ai nevoie, e o promisiune a lui că vă transformă mintea și vă ajută să vă recentrați, să vă regăsiți și să îndepărtați din sistemul vostru
fricile, toate acele trebuieuri, toate acele dacă nu așa, atunci cine știe ce, și cel mai de groază item cognitiv care ne aduce durere și suferință mentală, dar dacă o să îl recunoașteți, eu zic că da. Mergi pe stradă, dar dacă n-ajung la timp, dar dacă întârzi, dacă nu o să-i placă, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum, dacă nu e fructul ăsta bun, dacă am alergie, dacă n-am alergie. Am auzit cel puțin în cabinet o grămadă de astfel de dar dacă-uri, ele fiind sursa anxietății, panicii, fobiilor și depresiei, și vă recomand un exercițiu deosebit de simplu. În primul și în primul rând, exercițiul are 3 părți. Prima parte se referă la acceptarea necondiționată de sine și eliminarea etichetărilor. Pentru că o mare parte a suferinței pe care noi ne impunem și o mare parte a amplificării suferințelor noastre vine din prisma etichetărilor pe care ni le impunem. Nu sunt bun de nimic, sunt un prost, vai ce fraier am fost, sunt leneș. Și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi ni le spunem și este păcat, pentru că suntem ființe divine și ne pedepsim nu doar verbal, ci energetic structurile noastre spunându-ne astfel de lucruri. Și asta este o expresie a neacceptării noastre. Și primul pilon al exercițiului este acceptarea necondiționată de sine. Acceptarea necondiționată de sine presupune să conștientizăm faptul că suntem oameni și, deși divini, trăim în liber arbitru între alți oameni care și ei trăiesc în liber arbitru. Și din această pricină avem puterea, de-a dreptul, să greșim și avem voie să greșim. Pentru că a greși nu este doar omenește, ci a greși uneori este chiar normal. Atâta timp cât din greșelile respective reușim să învățăm și să extragem anumite lecții. Și ideea este să mă accept necondiționat și să mă iubesc necondiționat, indiferent de greșelile pe care le-am făcut, și să-mi respect capacitatea mea de a învăța din toate aceste greșeli. Acesta este pilonul acceptării necondiționate și iubirii necondiționate de sine. Pur și simplu, prima parte a exercițiului, vă gândiți la acest lucru, vă gândiți la greșeli, vă gândiți la faptul că a greși este omenește și vă spuneți mental, mă accept și mă iubesc necondiționat în pofida oricăror greșeli pe care le-am făcut sau le fac sau poate le voi face, pentru că am voie să greșesc și, dacă greșesc, am puterea să analizez respectiva greșeală și să extrag anumite lecții din ea. Dar faptul că am greșit nu înseamnă sub nicio formă că merit să mă etichetez sau să mă minimizez sau să mă jignesc eu pe mine însumi, pentru că până la urmă nu sunt nici prost, nici leneș, nici fraier, nici vai de steaua mea. Sunt o ființă divină care trăiește cu liber arbitru într-un plan uman. Asta este primul pas al exercițiului. Al doilea pas sau pilon al exercițiului este acceptarea și iubirea necondiționată de ceilalți. Ei, ce înseamnă acest lucru? Păi dacă eu pentru mine am reușit să elimin etichetările, eu pentru mine am reușit să mă iert, să mă iubesc și să mă accept necondiționat, pentru că am liber arbitru și e normal și am voie să greșesc și din greșeli pot învăța ceva, înseamnă că toate aceste lucruri pot fi cumva transferate și către semenii mei, nu? Și semenii mei au voie să greșească, sunt și ei oameni, și semenii mei sunt supuși greșelilor datorată liberului lui lor arbitru, chit că sunt ființe divine. Și atunci, dacă eu nu pot să mă jignesc pe mine, atunci nu pot să îi jignesc nici pe ei. Și atunci următorul pilon poate fi exprimat printr-o afirmație de genul, având în vedere că toți semenii mei, și aici puteți să particularizați, Gigel, Costel și așa mai departe, având în vedere că toți semenii mei sunt ființe divine, dar care trăiesc prin liberul lor arbitru printre oameni și ei au voie să greșească și ei reușesc să greșească și pot alege sau nu să învețe ceva din greșelile lor. Însă pentru că eu văd că n-au făcut decât să-și manifeste umanitatea, îi accept necondiționat, îi iert și iubesc necondiționat și conștientizez că nu merită să-i jignesc pentru o singură acțiune. Pentru că o acțiune a unei persoane nu caracterizează general persoana. Este doar o acțiune.
Iar al treilea pilon al acestui exercițiu este acceptarea necondiționată a situațiilor prin care noi trecem. Pentru că o mare parte din suferințele noastre este datorată faptului că ne enervează situațiile prin care trecem. Pur și simplu. Mă enervează că n-am suficient nu știu ce. Mă enervează că n-am telefonul ăla. Mă enervează că n-am o casă cum vreau eu. Mă enervează că n-am mașina cu tare. Nu-i așa? Vă recunoașteți, că eu sigur mă recunosc. Eu întotdeauna predau lucruri care m-au transformat pe mine și sunt convins că din pricina asta și rezonează în dumneavoastră. Ei bine, lucrurile nu sunt întotdeauna cum vrem noi și pentru a trece prin acest al treilea pilon putem folosi o afirmație de genul viața este fluidă, este mobilă, eu controlez mult din ea, însă sub nicio formă totul și atunci uneori e posibil să am ceea ce îmi doresc sau să am mai puțin din ceea ce îmi doresc, dar acest lucru nu e sfârșitul lumii pentru că pot accepta partea frumoasă a lucrurilor. Faptul că nu am, de exemplu, un telefon pe care mi-l doresc, nu mă poate împiedica să nu mă bucur că am salteaua de pat pe care mi-o doresc. Pentru că de multe ori, nu-i așa, noi ignorăm și uităm să ne bucurăm de lucrurile frumoase pe care le avem, alegând să suferim pentru lucrurile pe care nu le avem. E un lucru extraordinar. E din seria ne speriem înainte ca ceva să se întâmple. Sau după ce ceva s-a întâmplat. Știi, am examen auto peste 3 luni, hai să mă panichez de acum. N-are niciun sens, da? E, jucându-vă, vedeți, într-un mod teoretic, dar vă spun eu că de fapt este practic, cu acești 3 piloni, vă ia câteva minute în fiecare zi de afirmații, cam în 21 de zile vă veți transforma mintea și veți deveni atât de liberi și eliberați de orice formă de anxietate și de strânsoare a minții voastre, încât, credeți-mă, vă veți îndrepta atenția către stoicism, către Albert Ellis în special și către budism și veți învăța să aveți o viață mult mai bună. Dar pentru că ne-au mai rămas câteva minute, nu vreau să terminăm emisiunea până nu trecem rapid în revistă predicțiile săptămânale pentru toate cele 12 zodii. Și intrăm în pâine direct cu șobolanul, care trece printr-o perioadă de liniște. Este acea liniște dinaintea furtunii, pentru că șobolanul, așa cum vă spuneam, se pregătește să intre în elementul său, în zona asta de apă și atunci are nevoie de o perioadă de regenerare. Este o săptămână în care recomand tuturor nativilor șobolan să se odihnească, să-și regăsească vitalitatea, să-și refacă forțele, să doarmă mult, să mănânce sănătos, să nu facă niciun fel de excese, pentru că mai încolo, începând cu jumătatea lunii noiembrie, o să intre un picuț mai mult în activitate, da? Și atunci e bine să își refacă rezervele, să nu se certe, să evite conflictele. Este un lucru fundamental. Mergem mai departe și vedem ce face bivolul, care în această săptămână are capacitatea extraordinară de a aduna oameni, de a mișca mase, de a face lucruri spre binele lui și spre binele apropiaților lui, însă cu o capacitate fantastică de a uni suflete. Bivolul este un moderator în această săptămână, va fi prins în situații în care va fi nevoit să îi ajute pe ceilalți să se împace, va fi și Cupidon, dar și moderatorul, va fi acel om care stă în ringul de box ca să despartă luptătorii atunci când se aprinde flacăra agresiunii între ei. Bivolul va fi un intermediar și în această intermediere el se va simți destul de angajat și destul de bine, dar acest lucru va tinde să-l obosească, așa că odihnă, vitamine, zâmbete și filme de comedie. Tigrul, în această săptămână, tigrul, așa cum vă spuneam, își ia avânt, începe să crească, începe să se dezvolte, începe să manifeste o grămadă din lucrurile pe care le-a amânat de-a lungul timpului. O săptămână deosebit de specială pentru tigru și nu atât doar din pricina stelelor creativității care vin și poposesc asupra zodiei lui, dându-i tot felul de idei,
știu, buclucașe, giumbușlucare, dar mai mult din faptul că tigrul își găsește în această săptămână puterea de a se impune asupra propriului destin, de a face schimbări necesare pentru a pune bazele bogăției lui pentru perioada viitoare. E o săptămână deosebit de importantă pentru tigrii care au afaceri proprii și pentru cei care doresc să-și amplifice venitul personal. Iepurele în această săptămână reușește să facă ceea ce n-au mai făcut de mult timp. Reușește să devină serios și să se implice în niște proiecte deosebit de interesante și deosebit de serioase. Fie că își găsește sau îi renaște un hobby aproape spartan în această săptămână, fie că găsește o lectură pe care nu poate să o lase din mâini și renunță la prieteni, la întâlniri și la alte lucruri pentru asta, fie că se gândește la o schimbare de-a dreptul masivă în viața lui, astfel încât să devină mult mai serios și mult mai implicat în fața oamenilor. Iată, iepurașul reușește să uimească în săptămâna aceasta prin înțelepciunea de care va da dovadă. Din această pricină, este o săptămână a discuțiilor academice, este o săptămână academică în sine, în care legătura cu persoanele apropiate se va manifesta în mod extraordinar. Dragonul în această săptămână este un picuț bosunflat. Și cum o să fie un dragon bosunflat? Un dragon bosunflat este pur și simplu cel care e supărat pe toată lumea. Se supără ușor, se aprinde ușor, pune bot, cum spun eu. Pur și simplu e bosunflat, nu-i convine mai nimic. Și în această stare de negăsire de sine sau de căutare de sine se va naște, începând cu miercuri sau joia aceasta cel târziu, o capacitate, o flacără fantastică de a se reînnoi. El va căuta noul, dar există ispita că în această săptămână dragonul, în această căutare fantastică a noului, să înceapă să cheltuie ca mulți bănuți și atunci este bine să se abțină, pentru că cheltuiala excesivă pentru dragon nu este decât un mecanism de defulare a acestei căutări interioare. De săptămâna viitoare cu siguranță lucrurile vor fi mai bune pentru el. Dureri de cap există posibilitatea să apară, dar sunt doar de la stres și de la tensiunea psihică. Așa că recomandăm pentru dragoni un masaj foarte bun. Mergem mai departe. Șarpele în această săptămână este un adevărat agent. Este un agent care trebuie să alerge de colo-colo și fie că are de rezolvat anumite business-uri proprii și personale, fie că se implică în imobiliare, fie că are de închiriat sau de vândut anumite case sau terenuri, el aleargă de colo-colo, el poate să facă acest lucru inclusiv pentru alte persoane și se implică în mod gratuit și necondiționat în ajutorul altora. Dar aici un semn de exclamare, dragă șerpilor, mare grijă cu ajutorul ăsta pe care îl oferiți, că dacă sacrificați propriul vostru timp minim necesar pe care trebuie să-l investiți pentru dezvoltarea voastră, e posibil să vă drenați un pic așa încât căutați echilibrul. Șerpii sunt foarte activi în această săptămână. Mergem la cal și calul se bucură de relaxare, da? Dacă șarpele e foarte activ, măcar căluțul să se relaxeze. Vedem, avem imaginea aceasta superbă cu un cal care galopează într-o câmpiuță, iată, avem energia calului care săptămâna asta e ușor plăștită. Nu neapărat că s-ar simți dezenergizat sau rău, Doamne ferește, dar pentru că au nevoie să se relaxeze, au nevoie de chill out, au nevoie să stea, să se uită la seriale, să citească o carte bună, să bea un ceai bun cu prietenii. De această săptămână, aș spune eu, mondenă pentru un cal. E săptămână în care va avea oportunitatea să întâlnească oameni pe care nu i-a mai văzut de mult, va avea oportunitatea să iasă cu prieteni vechi, va avea oportunitatea să stea la taclale, care de cele mai multe ori n-au nicio esență, dar nici nu contează, este tot ce trebuie pentru cal în această săptămână. Mare grijă la alimentație, pentru că, petrecând foarte mult timp liber, calul are tendința, datorită stelei general care îl vizitează, să mănânce un pic cam mult, dar nimic grav. Caii, până la urmă, sunt activi și tind să slăbească ușor. Capra sau oaia este o zodie care
În această săptămână pune accent pe cunoaștere. Îi se pune pur și simplu pata că vrea să se dezvolte, că vrea să știe mai mult, că vrea să fie mai mult, că vrea să cunoască mai mult și din această cauză, probabil cu laptopul în brațe, va sta și va căuta pe internet o grămadă de informații, se va orienta către cursuri, către seminarii, către workshop-uri, către tot felul de domenii în care pot să cunoască lucruri noi, pentru că are o dorință extraordinară de a învăța, de a acumula, de a cunoaște și mai mult de a transmite această informație. Este un lucru care era de așteptat, mai ales că zodia aceasta a caprei sau a oii pentru anul care vine este o zodie binecuvântată și atunci lucrurile încep să se reseteze și nu poți să obții ceva nou fără să pui ceva nou și deja capra începe să pună bazele unor cunoașteri noi. Mergem mai departe și vedem maimuța, care în această săptămână este implicată trup și suflet în propria casă. Casa, locuința, grădina, curtea, garajul, locul în care stă maimuța devine pentru ea în această săptămână altarul și sanctuarul ei. Dorește să îmbunătățească lucrurile, nu știu, să zugrăvească, să aranjeze, să ordoneze, să rearanjeze, să facă tot felul de schimbări în casă, schimbări care, deși nu erau neapărat necesare, sunt foarte importante pentru el, pentru că simte nevoia de fapt să-și reorganizeze mintea, să-și reorganizeze viața și oglindește această nevoie în reorganizarea mediului ambient. Este foarte, foarte bine ceea ce face, atâta timp cât nu enervează pe ceilalți. Pentru că maimuța, săptămâna aceasta va avea talentul de a-i călca pe nervi pe toți cei care sunt în jurul lui. Din această cauză, dacă aveți prieteni născuți în zodia chinezească a maimuței, treceți cu vedere, aplicați pilonii aceia despre care v-am povestit mai devreme, iertați, iubiți necondiționat. Pur și simplu, așa e scris în stele. Mergem mai departe și vedem ce face cocoșul. Pentru cocoș este o săptămână tensionată, este o săptămână în care trecutul vine și bântuie, este o săptămână în care emoții nerezolvate din trecut încep să-și facă ușor apariția. Sentimente de singurătate cuplate cu sentimente de nu știu ce să fac. Incapacitatea de a lua decizii clare și rapide. Toate acestea creează oare și ce ceață mentală și acum nu vreau să se spună că spun de rău, până la urmă și eu sunt cocoș, dar asta este realitatea și atunci sfatul meu pentru toți compatrioții mei cocoși este să facă în așa fel încât în această săptămână să aibă mare grijă cum gândesc și ce simt. Să nu o dea cotită, să spună lucrurilor pe nume într-un mod asertiv, pentru că vor avea tendința în săptămâna asta să fie agresivi, să fie nervoși, să fie extrem de aprinși, să se enerveze foarte repede. E bine, trebuie să cultive autocontrolul și într-un mod cât mai asertiv să pună punctul pe i cu oamenii din jur. Spuneți clar ce vreți și ce nu vreți. Nu intrați în relații care nu sunt dorite de voi, nu faceți compromisuri. Știu că în fața cocoșului în această săptămână se vor așterne o grămadă de situații de compromis. Sfatul meu, nu le acceptați. Gândiți-vă bine, pentru că acceptându-le puteți să creați tot felul de tensiuni psihice care nu sunt de dorit. În rest, totul bine pentru cocoș, sănătatea e ok, banii sunt ok, mare grijă la cheltuieli. Ca și dragonașul, cocoșul tinde să cheltuie cam mult săptămâna aceasta. Mergem mai departe și vedem ce face câinele, care în această săptămână este cocoloșitul familiei. Câinele are nevoie de atenție, câinele are nevoie să fie alintat în această săptămână, câinele are nevoie pur și simplu să se simtă important, așa încât dacă aveți prieteni născuți în zodia câinelui și aveți cheful și disponibilitatea necesare, puteți să le dați un pic mai multă atenție decât de obicei și cu siguranță o să dea din coadă. Ideea cu câinele pentru această săptămână este că zodia lui este vizitată numai și numai de stele total yin și atunci se cam duce de rupă masculinitatea câinelui. Dacă sunteți născut în zodia câinelui și aveți vreo competiție sportivă în această săptămână, antrenați-vă bine pentru că va fi nevoie, mai ales dacă e vorba despre arte marțiale. Pentru că câinele tinde să devină un pic mai yin, un pic mai feminin, un pic mai molcom, un picuț mai răsfățat, râzgâiat și alintat. Ceea ce nu e rău,
Cui nu-i place un cățeluș alintat? Dar mare grijă pentru câini, vă rog frumos, din punct de vedere al hajmi ispitelor, pentru că ei vor fi săptămâna aceasta cu un mare risc de ispită, mai ales dacă sunt căsătoriți și cine știe ce apare prin periscopul lor. Ei sunt cei care judecă și hotărăsc ce o să facă. Nimeni nu-i obligă să calce strâmb, dar eu le-aș recomanda un picuț de autocontrol. Și iată că am ajuns la ultima dintre zodii, la mistreț sau la porc, care în această săptămână are spume, e nervos. Mistrețul este nervos pentru că, indiferent de ce face lumea în jur, el, nu știu, nu are senzația că lucrurile sunt bune. Se enervează, după care regretă. Pentru că, ca orice mistreț care se respectă, el nu poate să țină la nervi, nu poate să țină la mânie, ci pur și simplu varsă ce are de vărsat, după care îi trece. Problema în această săptămână însă este un clash a două stele ale prieteniei, să spunem așa, care traversează zodia porcului și atunci, datorită reacțiilor pe care le are, e posibil să supere, posibil să producă suferință și e posibil să creeze anumite situații din care să iasă destul de greu. Deci mare grijă la exprimare, să fie asertivă, chit că anumite lucruri nu-i combin. Din punct de vedere al sănătății, lucrurile nu arată rău deloc, totul este ok, deși am recomanda mistrețului să doarmă mai mult, să se culce mai devreme și să își repare un picuț bioritmul, pentru că bioritmul lui a fost un picuț afectat în ultimile luni de zile. Din punct de vedere al amorului, pot exista mici conflicte cu partenerul de viață, dar aceste conflicte nu au legătură cu amorul propriu-zis, ci au legătură mai mult cu managementul casei, pentru că până la urmă mistrețul, când trăiește cu cineva, el este cel care conduce. Și dacă partenerul de viață începe să fie un picuț mai, știu eu, cocoș în această perioadă, mai ales că mistrețul este ușor nervos, poate să iasă scântei. Dar nimic agrav la orizont. Până la urmă, fiecare dintre noi ne trăim viața așa cum dorim și predicțiile acestea nu numai că sunt doar săptămânale, dar sunt și foarte generale. Păi eu mă bucur foarte tare pentru că primesc feedback de la dumneavoastră și știu că pe mulți dintre dumneavoastră oare și cum aceste predicții v-au ajutat să luați anumite decizii, să evitați anumite lucruri sau poate doar să râdeți un picuț. Eu mă străduiesc să recalculez săptămână de săptămână cât pot eu de corect, dar limitându-mă la un timp atât de scurt, realizați și dumneavoastră că n-am cum să fiu oracolul din Delphi, ci pot pur și simplu să vă dau câteva linii directoare care sper să fie interesante pentru fiecare dintre dumneavoastră și să le puteți aplica cu succes în viața de zi cu zi. Nu uitați că pentru această săptămână aveți temă de studiat stoicismul, este foarte important această temă și aveți de citit Epictet, manualul sau discursurile, aveți de citit Marcus Aurelius, meditațiile, aveți de citit Albert Ellis, orice, dar la noi în românește cred că este tradusă o carte, cum să fii mai bine, să rămâi mai bine și să fii tot mai bine, ceva în genul ăsta, o să o găsiți cu siguranță dacă veți căuta pe internet Albert Ellis. Și de asemenea aveți de citit din filozofia budistă, știu, doctrina esenței budiste și comorile Dharmei. Acum o să ziceți, vai de mine, Rizvan, ne-ai dat de citit o grămadă de lucruri. Ei, ascultați-mă pe mine. Începeți cu Epictet și Marcus Aurelius și credeți-mă, vă fac pariu pe cât vreți voi că îmi veți scrie mesaje prin care mă veți ruga să vă mai recomand și alte lucrări stoice. Din păcate, la noi, până de curând, nu erau foarte multe traduse, nu erau foarte multe pe piață, însă, în ultimul timp, datorită eforturilor diverselor edituri, au început să apară o grămadă de traduceri, inclusiv dintr-un alt stoic, dar un pic mai avansat și mai așteptați cu el, care a scris foarte multe lucruri, și anume Seneca. Despre el și despre alții, cu siguranță vom mai vorbi și în alte ediții ale acestei emisiuni, însă data viitoare vă aștept la o ediție deosebit de specială. Până atunci, practică plăcută cu cei trei piloni stoici, budiști și al lui Albert Ellis.
Sper ca zodiile să fie de partea voastră. Amintiți-vă să dați like și share emisiunilor noastre și emisiunilor mele până la urmă, să mă vizitați pe Facebook și pe Instagram și să aveți o săptămână binecuvântată. Până lunea viitoare, vă pup și vă iubesc! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți, alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine este Minerva, colega noastră extraordinară. Am început un periplu inițiatic pentru tot ceea ce înseamnă sănătatea, bunăstarea, fericirea dumneavoastră, o incursiune în ceea ce se numește medicină astrologică, cronobiologie inițiatică, ceva extraordinar. Puteți să vă modificați în modul ăsta succesul în momentul în care urmați o terapie, în momentul în care aveți o necesitate de o operație chirurgicală, cum să evitați niște probleme foarte grele care pot să apară și, de asemenea, cum să vă optimizați capacitățile. Ce ar trebui să facem? Pentru că este foarte important, totul este accelerat, toată lumea trăiește impresia că timpul, de fapt, s-a condensat, că ziua nu mai are 24 de ore, ba, dar are 24 de ore, doar că suntem noi puțin mai ocupați. Și în momentul ăla, sub influența stresului, debutează diverse boli. Fiecare organism, fiecare nativ, fiecare semn are o anumită predispoziție spre boală. Și atunci trebuie văzut cu ce putem să-l ajutăm. Și bineînțeles, cine poate să ne ajute altcineva decât prietenul nostru imunocub. Și bineînțeles, acest dispozitiv Torser pe care noi îl folosim și pentru care, repet, eu sunt foarte... foarte încântată, dar asta le-am mai prezentat și data trecută, oricum o să facem referire în continuare, pentru că la un moment dat o să ni se facă sete vorbind foarte mult și cu voia dumneavoastră o să pornesc aparatul ca să energizez apa, pentru că ea va trebui să stea 30 de minute după ce se oprește și abia apoi să o consumăm. Îți spuneam la pauză ca și vorbim despre orele de maximă activitate a organelor medicale care se practică în astrologia chineză, să știi că eu zic că și cu puțină osteneală și cu puțină atenție ele pot fi aplicate și în astrologia tropicală, pentru că astrologia tropicală este o astrologie matematică, la aici totul este în funcție de, și mai ales dacă vorbim de un multiplu de 2 ore cât durează acest lucru pentru fiecare organ în parte. Eu care mi-am făcut debutul în astrologie cu astrologia medicală, de fapt, că asta mi-a plăcut. Poate și pentru că am trăit în mediu, mama fiind medic, am copilărit prin spitale. Și prin ceea ce fac, putem să ajutăm oameni. Ai punctat un element inițiatic special, acest interval de 2 ore, da, care se regăsesc în de 5-6 mii de ani, este deja menționat în ceea ce se numește medicina chineză, în medicina tibetană chiar mai vechi și la fel în medicina ayurveda indiană. Chiar mai mult, există un sistem numit Svara Yoga în care sunt niște ciclicități absolut fabuloase. Dacă suprapunem roata acestor ore planetare pe o temă astrală, ai să rămâi surprins, dar putem să identificăm problemele de sănătate cu care se confruntă un nativ. Avem această surpriză că acest corespondent de 2 ore să se regăsească în mod uluitor, atât în partea de medicină inițiatică chineză, când vorbim de acupunctură, avem chiar și cărți. Deci niște lucrări excepționale. Aici sunt soții Tureanu, Luminița și Valentin Tureanu, microsisteme, timp optim și puncte extrameridian în acupunctură. O carte fabuloasă. Ei au mai scos și alte lucrări în obstetrică, ginecologie, ținând de acupunctură. Acești microtimpi, deci cei care ar practica acupunctura, fără să aibă această inițiere, adică
când anume din timpul zilei să realizezi o anumită dinamizare pe acupunctură, presopunctură, electropunctură, da? Ideea este că nefăcând la orele precise indicate pentru a obține rezultate, o să spuneți, doamne, am făcut, nu știu, uneori funcționează, uneori nu funcționează. Inițierea face ca aceste modalități de acțiune să fie 100% cu rezultate excepționale, deci incredibil. Da. O să spuneți, doamnule, 5-6 mii, 10 mii de ani, nu știu, lucrurile ca în vechi, adică știința nu mai evoluează, de ce ne vorbiți de lucruri atât de străvechi și care ele ar avea o importanță enormă în zilele noastre între a avea succes, între a avea sănătate, între a avea capacități și nu, sau a nu avea. Păi haideți să vedem, dumneavoastră, cum considerați când este vorba de premiul Nobel în medicină? Considerați că este un lucru ușor ca să se ia acest premiul Nobel? Nu, este un lucru foarte greu. În 2017, puteți să verificați, acest premiu Nobel a fost obținut, ghiciți ce? Tot ceea ce noi am început în emisiunea trecută și continuăm. Cronobiologie, pe partea, în primul rând, de tot ceea ce înseamnă sănătatea umană, dar nu mai este doar sănătate, este modul în care noi utilizăm capacitățile noastre, modul în care relaționăm, relația de cuplu, relația de familie, eficiența în muncă, modul în care suntem prosperi sau nu, da? Ghiciți ce? În 2017, premiul Nobel pentru medicină a fost atribuit celor trei americani, Jeffrey Hall, Michael Rosbach și Michael Young, pentru studiile lor asupra mecanismelor moleculare care controlează ceasul biologic, deci este premiu recompensă pentru cercetări în cronobiologie. Cei trei oameni de știință americani au realizat aceste cercetări asupra ritmului circadian al organismelor vii. Deci când spun organisme vii, înseamnă tot ce înseamnă plante, animale, oameni. Da. Totul este sub acest imperiu al ciclicității. Viața pe Pământ se adaptează ritmului de rotație al planetei. De mulți ani știm că organismele vii, inclusiv oamenii, au un ceas biologic intern. Deci chiar și cei care n-au un ceas pe mână, au un ceas în interiorul lor. Chiar și atunci când se considera că, doamne, încă nici nu s-a inventat ceasul, ceasul funcționa perfect de la bunul Dumnezeu cu acest biorit intern pe fiecare organ, pe fiecare hormon. Deci cei trei americani au reușit să arunce o privire asupra ceasului nostru biologic și au elucidat anumite mecanisme interne ale acestuia. Descoperirea lor explică modul în care aceste plante, animale și oameni își adaptează ritmul biologic astfel încât să se sincronizeze cu rotația Pământului. În 1984 ei au izolat o genă. Deci noi când vorbim de timp, vorbim până la nivel de genă, o genă care controlează ritmul biologic sau acest biorit. Această genă are acțiune precisă, reglează stare de veche somn, comportament alimentar, nevoia de odihnă, eliberarea hormonilor, tensiune arterială, temperatură corporală. Plecând de la această descoperire fundamentală, cei trei cercetători americani au identificat alte proteine care guvernează ceasul din interiorul celulor. Cu deosebită precizie, ceasul nostru ne adaptează fiziologia la diferitele faze din parcursul zilei. El reglează funcții deosebit de importante privind comportamentul nostru. De ce ne comportăm într-un anumit fel, între anumite ore. Și asta vreau să spun. De ce la o anumită oră ni se face somn? Exact, pentru că ceasul asta vreau nostru să subliniez. Biologic, da, ne atenționează, este momentul să... Organismul are nevoie de odihnă, este momentul să intri în repaus cerebral. Când ni se face foame, în preajma unor anumite, dacă o să fiți atenți, majoritatea dimineața la 7, când stomacul... Meridianul stomac, care corespunde... Cele de mâncare, exact. Micul dejun, cei care... Deci ni se face efectiv foame.
Deci ni se face foame. La toți cei la sănătoși. Fel, după ora 1. La toți cei sănătoși, exact. Pentru că, apropo, la cei care au deja o perturbare, constată o dereglare. Că nu li se face foame când trebuie, că li se face foame când nu trebuie, că toate lucrurile sunt date peste cap. Atunci când unul sau mai mulți stimuli perturbă ritmul circadian, pot apărea dereglări la nivelul întregului organism, de la insomnii, la alte tulburări ale somnului, până la depresie, tulburare bipolară, precum și boli metabolice, care înseamnă, luăm, obezitate, diabet, boli autoimune, care acum, în perioada asta, foarte mulți oameni suferă de boli autoimune. Incidența a crescut, da. Fantastic. Mai mult. Este o surpriză maximă. Deci dumneavoastră aveți ceasuri interne, nu vorbim doar de un singur ceas, ceasuri interne mai pentru mult, organele, da, noastre. Și în cazul ăsta avem și alimentul potrivit la ora potrivită. Deci bioritmul și crononutriția sunt tratate pe larg și în această nouă ordine alimentară. Și noi ce mai mâncăm, a domnului doctor Menci, a mai prezentat și mai prezint toată cartea, o să fie invitat de onoare alături de noi, ca să dezbatem mai profund cum lucrează pe hormoni, pe organe, pe detoxifiere, pe remineralizare, pe diverse greșeli pe care le facem, da? Și adaptarea consumului de alimente la cronobiologia și cronofiziologia corpului ne ajută să avem o bună digestie, o bună absorție, o utilizare adecvată a nutrienților, cu păstrarea sănătății fizice și mentale cât mai, pe un timp cât mai îndelungat și cu o calitate superioară a vieții și prevenirea îmbătrânirii precoce, spune domnul doctor Menci. Și dă un exemplu. Ouul, da. Ouul dimineață, da, are virtuți nutriționale deosebite, este medicament ouul dimineață. La prânz devine aliment obișnuit. Nu mai are aceleași virtuți. Iar seara devine indigest. Exact. Este o travă, da? La fel, deci în același regim, roșiile, morcovii, mazărea, fasolea, carnea, afinele și căpșunele, deci tot ce v-am spus despre ou, domnul doctor Menci ne spune. Dar vă întrebați și seara ce putem să facem, exact cum și doamna Minerva v-a explicat, cu o supiță mai lungă, cu nu știu mai ce, sau mai ușor trebuie. Sau andive, conopidă, da, ridichi, da, cartofi, un pic de pește pentru cei care consumă pește, mere, pere, banane, migdale, nuci. Dar noi când vorbim seara, noi ce vorbim? Un banc celebru, ce sunt balenele? Balenele sunt pinguini care au mâncat după ora 18. Deci, ideea este, de ce spun treaba asta? După ora 18, tot acest metabolism este dat peste cap, este îngreunat, încetinește și atunci toate aceste disfuncții apar. De dimineață, discutăm de orele, intervalul orar, pentru că am zis fiecare meridian, corespondent, da, la organe și la funcții și la capacități, avem câte 2 ore pe fiecare meridian. Și de la ora 5 la ora 7 avem activitate maximă, intensă, a intestinului gros. Este perioada în care marea majoritate a oamenilor au scaune, deci merg la toaletă. Se recomandă evitarea stresului și a grabei în această perioadă. Lucru care e bine să-l găsiți o modalitate de a face acest lucru. Cei bolnavi cu acest organ se simt de obicei mai rău decât în cursul zilei, în acest interval orar. Următorul interval orar, de la ora 7 la ora 9, începe activitatea maximă a stomacului. Da? Se va evita expunerea corpului la frig sau la dușuri reci, este mai indicată rămânerea într-un mediu cald. Se recomandă administrarea de vitamine. Și aici, ideea cu vitaminele nu este doar așa mecanic, administrați vitaminele. Dacă aveți probleme cu mucoasa gastrică sau cu orice tip de mucoasă, până și cea intestinală, să știți că trebuie să operați o transformare în a reface mucoasele, pentru că altfel degeaba administrați vitaminele, pentru că ele nu sunt bine asimilate, nu funcționează acest sistem. Deci treaba asta cu vitaminele trebuie făcută inteligent, dar fiind activitatea maximă a stomacului, ghiciți ce? Este foarte bine, special, să mâncăm
Atunci se face foame dimineața. Exact. Regulă. Și tot ceea ce mâncăm atunci, deci și în partea chineză, și în partea rusă, și în partea indiană, este masa de dimineață, este masa cea mai importantă. Puteți să mâncați, organismul este pregătit, puteți să mâncați mai zdravân, mai serios și vă ajută pe cu toate capacitățile, cu toate funcțiile pe tot parcursul aici zilei. Aici vreau să punctez ceva. Atenție foarte mare. Mulți se lasă duși de iluzia că o țigară și o cafea înlocuiesc micul dejun. Criminal. Să știți că este criminală treaba, pentru că și eu am făcut ani de zile. Cafeaua era, lucram în presă și plecam de dimineață. O cafea mare îmi ținea loc de foame. Și am ajuns într-o altă situație că, pe urmă, n-am mai știut de pe unde să-mi scot cămașa. Deci, atenție, țigara și cafeaua nu înlocuiește masa de dimineață. Dacă nu puteți să mâncați ouă, mâncați fructe. Și Dan a enumerat din fructe. De la mure, afine, este ceea ce am început eu să mănânc. Eu așa mi-am refăcut flora intestinală. Dimineața, la primul micul dejun la serviciu, eu îmi cumpăr câteva cutii de la produse românești cu fructe, cu aceste fructe, inclusiv cătină am mâncat goală fără să fie. O să mă întrebați, bun, ne vii și ne-ai făcut capul mare cu acest imunocub, dar ce faci cu fructele pe care le mănânci? Păi foarte, foarte simplu, ca să am siguranța că ele mănânc ceva sănătos, le iau, le pun într-un vas cu apă, timp de 10 minute folosesc imunocubul pentru a scoate fitochimicalele, hormonii, tot ce este rău. În 10 minute am făcut această purificare și apoi mănânc aceste fructe. Asta este cu fructele. Deci dacă n-am putut să mănânc ouă sau n-am putut să mănânc ceva consistent, folosesc chestia asta cu fructele. Intervalul orar 9-11 splină pancreas este de o foarte mare importanță. Acestea sunt activate la maxim. Acum, în intervalul ăsta, este total contraindicat consumul de alcool. Se recomandă consumul de fructe și miere de albine. E singura perioadă din zi când organismul poate digera fără efort dulciurile. Ce se evită? Se evită totuși efortul fizic. Începând cu acest interval orar, avem o capacitate enormă de a ne concentra, de a memora, de a procesa, de a sintetiza ca și capacitate de muncă, de învățare. Da, pentru că zaharurile se transformă odată că sunt absorbite în sânge, apoi la nivel cerebral și crește această capacitate. Dar o chestiune, dacă îmi dai voie, simpatică. Am o colegă care tot timpul, dom'le, când se făcea ora 9, se plăștea. Că scad, îi trosneau, măi, ce-i cu tine? Și la un moment dat mă aude pe mine spunând al alteri, uite, între 9 și 11, splina și pancreasul. Dar știi, zice, eu n-am splina. A avut operație. A fost operată. Păi zic, de aia tu ai, pentru că pancreasul preia funcția splinei și logic că are o dublă asasinare, ca să zic așa, o dublă muncă. Pentru că el face și ce făcea splina, face și ce face pancreasul în mod regulat. Și atunci ea obosea. E, neavând splina, ea una, două se plioștește după ora 9. Până la ora 11, dar zici că e cu ceas. La ora 11, zici că s-a trezit din somn, se îndreaptă de spate și se apucă și își face munca. Și zic, dar ce mai iei tu pe acolo? Că vedeam că e cu... Îi lua câte o linguriță de miere. Deci ea nu știa de treaba aceasta. Ea o făcea... Intui că așa îi spunea ceva din inconștient îi spunea să exact facă treaba asta. Pentru că noi vorbim de amplificarea tuturor capacităților, de atenție, de vigilență, de memorie, de concentrare, de acțiune de sincronizare a emisferilor cerebrale, de creativitate, da? Este recomandat ca să produceți o hidratare reală cu apă energizată și structurată cu imunocubul. Noi am explicat și am prezentat și dovezile științifice cum această apă purificată, energizată, structurată, cu codurile resetate, în momentul în care o bem ca pe un ceai, deci o degustăm ușurel, ușurel, da? Produce la nivelul hematiilor din corp, deci automat se produc niște transformări extraordinar de benefice și ea este îmbogățită cu oxigen,
Deci creierul nostru are disponibil alte funcții de concentrare, de claritate, de memorie, da? Și noi suntem altfel capacitat pentru a învăța, pentru a obține rezultate excepționale în target pe sistem mental, da? Deci acest interval 9-11 e un bun punct de pornire în care să aveți succes în afaceri, în business, în școală, da? Hai să trecem un pic. Așa merge la intervalul, la un interval 11-13, perioada inima de activitate maximă a inimii. În această perioadă nu se recomandă consumul exagerat de alimente grele. Scade nivelul de oxigenare a creierului, din această cauză există un risc mărit pentru accidentare. Orele 13-15 este perioada intestinului subțire, el este foarte activ, scade sensibilitatea la durere a danturii, este un interval special de scăderea sensibilității la durere. Pentru tratamente stomatologice, capacitatea de a avea o activitate fizică este pe o curbă ascendentă. În acest interval 13-15, când intestinul subțire este activ, noi suntem perfect pregătiți pentru o masă puternică, pentru masa de prânz, și a nu mânca, a nu acorda timp pentru această ciclicitate și a nu mânca când trebuie și a avea această repetiție greșită, un obicei greșit. Pentru că, de fapt, ce îmbolnăvește în principal pe om modern? Toate tipurile de radiații, supa de radiații care nu a fost niciodată cum este acum, da. Și doi, obișnuințele greșite, mai rar un accident fizic. Orice tip de obicei greșit care nu se adecvează pe cronobiologie dovedită, ați văzut și cu premiul Nobel de Occident, da? Dovedită de mii de ani de Orient, da? A nu face ce trebuie este calea către suferință, către boală asigurată, da? Deci, ce se întâmplă dacă noi nu mâncăm? Și avem noi chestia asta, că sărim peste masa de prânz, ce se întâmplă? Deci, în partea a doua zilei, noi, dacă sistematic n-am mâncat în intervalul ăsta de timp, ajungem să avem depresii. Ați mâncat sau n-ați mâncat în intervalul ăsta? Dacă ați luat sau n-ați luat prânzul? Exact. Că de-aia e... Pentru că dacă nu, ajungeți la depresie, nici nu știți, puteți să vă duceți și la psiholog și la psihoterapeut și în alte părți, puteți să ajungeți la psihiatru să luați medicație, nu știți de unde vi se trage? Exact. De la cronobiologie. Atât de importante sunt lucrurile acestea inițiatice. În perioada între orele 15 și 17 apare o perioadă de activare a vezicii urinare. În această perioadă se recomandă consumul mărit de lichide, apă biostructurată, ceaiuri și chiar și activitate sportivă. Este foarte bine. În momentul în care faceți activitate sportivă, corpul vă susține, vă și place, vă simțiți extraordinar, da. Și mai mult decât atât, noi recomandăm o respirație cât mai amplă în tot parcursul zilei, recomandăm exerciții bine dozate, da? Aici pot să intervină în acest interval exerciții mai grele sau exerciții cardio. De ce? Sistemul dumneavoastră imunitar, limfa în principal, nu are inimă, nu are pompă față de sistemul sanguin, da? Ținând de acest sistem imunitar. Respirația noastră cât mai amplă îl bagă în funcțiune. Exercițiile fizice, contracțiile și relaxarea musculară îl bagă în funcțiune. Și, așa cum s-a dovedit, apa, deci această apă special tratată cu imunocubul, în prima jumătate de oră după ce a fost tratată, este o apă bioactivă. Activă, da. Este o apă care ce face? Exact cum este în qigongul vibrator, declanșează niște vibrații niște ale procese, sistemului, da. Niște procese de vibrație și de mișcare a sistemului imunitar. Și de ce ține această limfă? Păi ține de eliminarea a tot ceea ce înseamnă metale grele din corp. Când vorbim de detoxificare cu ajutorul imunocubului, deci folosim chiar apa purificată, structurată și energizată cu ajutorul imunocubului,
cum ajungem să avem cea mai mare eficiență în detoxificare. Că noi am spus că în exteriorul nostru, folosind diminuul cubul, folosind un vas cu apă, putem să scăpăm de hormoni, pesticide, coloranți și așa mai departe, pe tot ce înseamnă. Pentru cei care mănâncă carne sau pește, pentru cei care mănâncă fructe și legume și așa mai departe. Dar în interior cum facem? În momentul în care am băut această apă, exact când facem și efort fizic să bem, cum am spus, să degustăm și să bem încetişor această apă, toate funcțiile, de aia spune imunocub, toate funcțiile sistemului imunitar sunt bine băgate în funcțiune, toate funcțiile limfei își fac treaba, detoxificarea, metalele grele din corp sunt eliminate și toate toxinele. Iată cât de important este această combinație dintre tehnologie și ciclicitate, deci ciclicitate inițiatică. Să trecem la acest interval al rinichilor între ora 17 și 19. Ei funcționează la capacitate maximă. Este indicat să se evite acțiunile factorilor care îngreunează activitatea. Care sunt acești factori care îngreunează activitatea? Grăsimi, zahăr, sare, băuturi răcoritoare, conservanți alimentari, cafea, alcool și mai ales stresul și frigul. Foarte important pentru rinichi. Beți apa energizată și structurată în acest interval. Odată că vă ajutați pe dumneavoastră, ajutați rinichii și un lucru foarte important, ajutați glandele acelea care sunt ca un bob de mazăre deasupra rinichilor și care se numesc suprarenale și de care ține toată activitatea noastră. Cu cât aceste glande suprarenale funcționează mai timp îndelungat, cu atât activitatea dumneavoastră este și intelectuală și fizică foarte adică este îndelungată, nu se epuizează. Să țineți minte un lucru foarte important: glandele suprarenale se epuizează foarte rapid. Așa este. Deci de regulă după 50 de ani încep probleme de oboseală, de somnolență. Înseamnă că aceste glande nu funcționează. Luați un imunocub, faceți-vă apa aceasta, tratați apa cu ajutorul imunocubului, consumați-o cu înghițituri mici, chiar și când e vorba despre rinichi, nu de alta, dar această ritmicitate intră în vibrație cu planul renal și ajută glandele suprarenale să funcționeze în continuare, adică le puteți revitaliza, asta vreau să vă spun. În momentul în care sunt epuizate consumând această apă structurată, glandele acestea se conservă, activitatea lor, energia lor, că de fapt noi de energia lor avem nevoie într-un final. De ce? Trebuie să și gândim, trebuie să avem nervi să și scriem, poate avem de elaborat o lucrare, poate avem de făcut ceva fizic, vreau să mă duc să-mi scot copilul, să-l plimb, nu mă duc să-l plimb că mor plic de somn. Și atunci, iată cum ne ajută imunocubul să ne recuperăm, dacă vreți, sănătatea. Asta este foarte important de reținut. Te rog că... Când discutăm de orele 19-21, vorbim de activitatea maximă a pericardului și a sistemului circulator. Este perioada de maximă receptivitate a simțurilor, optimă pentru a viziona spectacole de teatru, film sau muzică. În această perioadă, toate tipurile de medicație au eficiență maximă, atât cele administrate oral, cât și cele administrate extern. Da? Deci ideea este... sunt extraordinare pentru cei care au dureri articulare în acest interval până la ora 21, când vă pregătiți de culcare, când vă aerisiți cu ajutorul imunocubului camera, vă pregătiți, apelați la unguente dacă aveți dureri de articulație și veți vedea surpriza că aceste unguente funcționează. Că mulți sunt că nu funcționează la mine. Păi nu funcționează pentru că nu le folosești. Tu le folosești când te doare. Nu le folosești într-un anumit ritm ca să creezi ciclul acela de atenuare al durerii. Chiar mai mult decât atât, acum vă puteți explica și atracția. De ce în perioada respectivă doriți să mergeți la un spectacol, la un teatru, la un film, împreună relaxați, cu familia și toată familia e de acord, vrea, haide să ieșim, da, pentru că tot sistemul acesta hormonal, tot sistemul energetic pe meridian este pregătit pentru a savura, exact cum savurați un fruct, savurați și vă hrăniți cu un
act estetic, cu artă, cu energie exterioară. Exact. Ca să consolidați. Ea funcționează și arta este tot un medicament. Da, 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 da. Este vorba de a audia un concert, de a vedea un spectacol, de a vedea un film extraordinar. Atenție, atenție că se spune că suntem ceea ce mâncăm, e mai nou, suntem și ceea ce vizionăm, că mâncăm cu ochii, savurăm cu ochii. Și ceea ce gândim. Și ceea ce gândim. Ceea ce citim. Că... Trecem mai departe. Intervalul orar 21-23 este perioada de activitate a meridianului 3 focare. Organismul se pregătește de odihnă, deci nu se recomandă nicio activitate care l-ar putea reactiva. Adică exerciții fizice, dinamice, grele, consumul de alimente grele sau excitanți, cafea, fumat, alcool. De la ora 23 la 1 noaptea e perioada de maximă activitate a vezicii biliare. Cei care au probleme cu acest organ în această perioadă se trezesc din somn și nu pot adormi. Deci, oricând în parcursul nopții aveți, pur și simplu, nici nu vă amintiți de ce, aveți un coșmar, aveți ceva, dar vă treziți, doamne, te trezești sistematic la ora 12 sau la ora 1:30 sau la 3 sau la 4 și nu știi de ce, nici nu-ți explici. O să vedeți modul în care se corelează cu probleme de sănătate pe meridianul respectiv, pe organele respective. Și încă ceva, când bila este bolnavă, o să vedeți că nu o să mai puteți să mergeți prin mulțime. Când vă duceți la cumpărături, vi se face rău, dacă mergeți într-un spațiu, mergeți la o nuntă, mergeți la o biserică, mergeți, nu puteți să stați pentru că vi se face rău. De ce? Bila intră în rezonanță cu energiile celorlalți și ea se simte atacată în momentul acela pentru că ea nu este liniștită. Și atunci trebuie să pleci, să te duci. Unii dintre noi vomită, ceea ce nu este indicat, dar nici nu este indicat să stai cu mâlul și cu pietrele la purtător foarte mult timp. Deci atunci, dacă simțiți acest lucru, că atunci când vă duceți cu metrou, când vă duceți cu tramvaiul, când mergeți la un spectacol, când sunteți în foaierul de la operă, când sunteți la biserică, când sunteți la o nuntă și vi se face rău în mulțime, să știți că este o mare problemă cu vezica biliară. Și atunci trebuie urmărit acest interval, nu cumva și între ora 1, la ora 1 te trezești, 1:30, clar, nu este numai, este și ficatul. Este și ficatul și de ce Minerva ne-a amintit de această combinație între vezică biliară și ficat? Iată de ce. Pentru că în intervalul acesta 1-3 noaptea se activează ficatul. În această perioadă oxigenarea creierului este minimă. Atenție față de, știu, poate v-ați propus în modul stupid să vă treziți și să faceți nu știu ce activități intelectuale sau efort fizic. Nu e de făcut. Puteți să aveți sau să plecați la drum noaptea în perioada respectivă. Și vi se face rău la volan. Vi se face rău, puteți să produceți accidente, de fapt sunt niște studii pe treaba asta, sau invers, ați plecat să colindați noaptea și v-a prins acest interval orar în care vă slăbiți pe atenție, pe oxigenare. Deci pur și simplu creierul dumneavoastră simțurile deci, intervalul 1-3 în intervalul 1-3 aveți și visele cele mai urâte. Să asta vreau să vorbesc. Visele cele exact. Mai... Înseamnă că organul respectiv, ficatul și bila sunt cu probleme. Iar deci, un alt semnal. Cei când care aveți suferă, coșmaruri. Când, da. Cei care suferă de acțiuni hepatice au un somn zbuciumat și chiar se trezesc în această perioadă într-un mod surprinzător. Da? Ficatul și vezica biliară, Minerva ne-a amintit de intervalul care se leagă 11-1 și acest interval 1-3. Deci vezica biliară și ficatul. Ficatul și vezica biliară fiind organe pereche. Noi o să mai discutăm de partea aceasta inițiatică. Cei suferinți de afecțiuni biliare suferă de aceleași simptome ca și cei suferinți pe ficat. În această perioadă nu se recomandă fumatul, consumul de cafea, alimente grase și băuturi alcoolice. Se recomandă, bineînțeles, să vă odihniți. De ce? Surpriză! Ficatul în sine, fără să faceți nimic, fără să luați niciun alt fel de tratament, operând cu cronobiologie, fiind disciplinați, introducându-vă această disciplină, să știți că ea este greu de introdus, o să simțiți o dificultate în primele 21 de zile. De ce spun așa? Pentru că toți cei care primesc o inițiere pe cronobiologie, da, și se disciplinează, constată
21 de zile revine foarte greu să introducă un nou obicei sănătos în viața lor. După 21 de zile e o surpriză. Apare o lejeritate. Ce se întâmplă în acest interval de 21 de zile? Este intervalul în care la nivelul creierului se formează o nouă rețea neuronală. Exact. Deci obișnuințele dumneavoastră sunt ca un fel de autostrăzi neuronale prin creier și ea, dacă este creată, e creată. Întotdeauna vrea să o ia pe acolo. Adică întotdeauna vă vine la îndemână să faceți ceea ce ați făcut și până acum ciclic. În momentul în care vrei să creezi o nouă obișnuință, adică să nu mai iei spre Vaslui, să o iei spre Brașov, intersecția respectivă nu este creată și atunci Trebuie să o creezi. E ca și cum ai călca pe iarbă până faci drum. Atenție iar foarte mare. Mulți dintre dumneavoastră se trezesc la ora 1-2 noaptea să mănânce că le este foame. De ce le este foame? Păi, pentru că ficatul este sărăcit de substanțele de care are nevoie, pentru că dumneavoastră nu luați cina la ora 6. Pentru că vă este foame, pentru că dumneavoastră mâncați dezordonat. Am colege și de multe ori și mă zic, și mai poți dormi după? Deci mănâncă la 1-2 dimineața și nu așa, mănâncă sarmale, mănâncă... Atenție foarte mare, că nu faceți altceva decât în timp să devină un ficat steatic, să înceapă lupta pentru supraviețuire și atunci nici medicamentele nu sunt foarte bune. Luăm un imunocub, este cea mai bună soluție și începeți să faceți exercițiile cu apă. Vă este foame? Beți apă energizată și structurată și veți vedea că ficatul își va intra în drepturile lui, nu o să vă mai doară capul, că fierea dă dureri de cap, nu o să mai aveți gura amară dimineață când vă sculați și o să aveți un somn, nu o să vă mai important că nu vă mai treziți în intervalul ăla de timp de 3 de 1-3, ci îți continui somnul fără probleme. Da? Da, intervalul orar 3-5 dimineață, atât a mai rămas acum, se activează plămânii. Deci în această perioadă, fumătorii, astmatici și cei răciți sau cu alte afecțiuni ale aparatului respirator se trezesc din somn sau un somn zbuciumat, neodihnitor sau pur și simplu... Transpirați! Exact, sau pur și simplu îi apucă tusea, se trezesc direct în tuse. Oamenii nici nu știu ce se întâmplă, pur și simplu, dar nu îi lasă. Și cei bolnavi sunt compleșiți de senzația de teamă și nesiguranță. Da? Nu avem suficient timp acum ca să mai intrăm în alte amănunte. Nu întâmplător, teama îmbolnăvește plămânii. Dar vă mai dau un alt indiciu, pentru că noi am vorbit de inima, afecțiunea ale inimii, de creier, afecțiunea ale creierului. Mortalitatea maximă înregistrată pe glob, da, numărul 1, este pe problemă cardiacă. Da. Și se moare dimineața. De ce se moare în somn? Exact. Este intervalul exact în care, da. Și mai mult decât atât, țara noastră, studiile arătate pe Europa, este numărul 1, dragilor. Da? De ce urmărim să vă aducem aceste informații spre bunăstarea noastră, spre sănătatea noastră, spre fericirea noastră? Este numărul 1 în Europa la mortalitate pe probleme cardiace. Și acum, una din cele mai mari probleme sunt această lipsa fluidității sângelui și modul în care se aglutinează hematiliile, cheagurile și care, Doamne ferește, se formează un cheag la inimă. Dacă s-a deplasat la plămâni, embolie pulmonară, probleme foarte grave. Dacă s-a deplasat la nivelul creierului, poate să intervină și paralizie, atac cerebral și așa mai departe, sau direct atac, deci stop cardiac. Tot ce înseamnă utilizarea imunocubului, tot ce înseamnă de la tratarea aerului, asta înseamnă că apa din aer devine alcalină, este purificată și devine alcalină. Alimentele tratate cu imunocubul și, exact cum v-am povestit, tot tratamentul apei în care purificăm, energizăm, da, resetăm și codurile a tot ceea ce înseamnă informații nedorite, da, și alcalinizăm apa, această apă și utilizarea imunocubului în toate aceste secvențe pe care le-am prezentat, ghiciți ce? Fluidizează sângele. Deci reduce posibilitatea să aveți stop cardiac, atac cerebral, probleme dacă s-au dus pe plămâni, Doamne ferește, probleme de embolie pulmonară. Deci este ceva
extraordinar, deci acum ați aflat și știți despre ce vorbim, deci toate aceste obișnuințe despre care v-a vorbit și Minerva, da? Și v-am vorbit și eu, utilizând imunocubul în tratarea aerului, apei și alimentelor, fluidizăm sângele, deci este o binefacere și la rata aceasta de mortalitate imensă pe problema pe care am vorbit exact, pe problema de fluiditate sângelui, este dumneavoastră singur vă puteți ajuta. Vă mulțumim pentru atenție, vă urăm toate cele bune și multă, multă sănătate și fericire. Doamne ajută în tot ce întreprindeți. Și nu uitați, apă energizată de la Imunocub, cea mai sănătoasă. O seară frumoasă. La fel. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. Imunocub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu Imunocub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio sănătoase. Imunocub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, Imunocub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. Imunocub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. Imunocub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. Imunocub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. Imunocub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu Imunocub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră,
Nu mai mă durea mușchiul, adică la inimă așa, deloc, adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea, mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă durea foarte tare mijlocul, picioarele, nu mai puteam să merg, mergeam în 2 bastoane, din casă nu mai ieșeam, medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica și atunci am zis singurul lucru care pot să-l mai încerc este torserul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau 2. Pentru mine torserul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.